Întrebarea 121. Care secțiune a psaltirii este insuflată de Dumnezeu? Răspuns: Potrivit spuselor Domnului Isus și ale apostolilor săi, care citează din cartea psalmilor mai mult decât din oricare altă carte vechi testamentară, întreaga psaltire este insuflată de Dumnezeu. Dumnezeu a oferit bisericii sale textul insuflat al psaltirii. Totuși, melodiile trebuie compuse în acord cu tonul, mesajul și particularitățile psalmului. Explicație? Domnul Isus prezintă această idee. Și anume că întreaga psaltire este insuflată de Dumnezeu cu claritate în Luca 20, de la 27 la 47, unde face trimitere la psaltire ca la o sursă de autoritate divină. De asemenea, atunci când vorbește în Luca 24 cu 44, Domnul Isus precizează faptul că întreaga psaltire și toate scrierile sunt insuflate prin profeții. În fapte 1 cu 20, apostolul Petru face referire la cartea psalmilor ca la o parte integrantă a scripturii, iar exemplele pot continua.